Cea de-a treia ediție a concertului caritabil Gala Bunei Vestiri va avea loc în seara zilei de 25 martie, începând cu ora 19. Sub bagheta maestrului Daniel Jinga și regia artistică a lui Antoniu Zamfir, Orchestra Operei Naționale București va celebra Femeia și Darul Vieții alături de numeroși artiști invitați speciali. Gala Bunei Vestiri de la Opera Națională București este un concert caritabil dedicat strângerii fondurilor pentru construirea centrului maternal Life Call și sprijinirii femeilor însărcinate aflate în nevoie. Cine sunt artiștii care vor urca pe scenă în cadrul galei și care este miza acestui eveniment? Ne va spune Adelina Nicoleta Fronea, președinta Asociației Life Call, alături de mine în studio. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Iată, pe 25 martie, într-o zi de mare sărbătoare, va avea loc un concert caritabil, Gala Bunei Vestiri. Ce surprize îi așteaptă pe cei care vor dori să participe la acest concert? În primul rând, va fi un regal muzical, care va fi susținut de mai mulți artiști care au spus da invitației noastre de a fi prezenți la această gală și mai ales au spus da pentru că rezonează cu misiunea pe care noi o avem și cu această zi specială a Bunei Vestiri. Aș putea să menționez câțiva dintre artiștii care vor fi prezenți. Aș începe cu Vlad Miriță, pentru că el va fi și, este și prezentatorul galei și va și cânta. Apoi Ozana Barabancea, împreună cu fiica ei Gloria. Și țin să le menționez pentru că Gloria s-a născut în urma unei decizii pe care Ozana a trebuit să o facă în fața presiunilor sociale de a nu continua sarcina cu Gloria. Și s-a bucurat să ne fie alături și să poată să ducă, să facă mărturia asta mai departe și cu Gloria pe scenă. O să avem și pe Maria Coman, care va fi alături de noi, corul Cantus Domini, dirijat de Răzvan Ștefan. Vom avea și un invitat special pe Părintele Vasile Ioana, care va deschide, de fapt, evenimentul cu câteva cuvinte despre Buna Vestire. Despre ce înseamnă sărbătoarea Bunei Vestiri. Exact. Mai ales că, cu siguranță, în sală nu vor fi doar oameni care știu care este cu adevărat semnificația acestei sărbători și ne-am gândit ca lumea să afle de ce sărbătorim noi Buna Vestire și de ce în ziua aceea are loc concertul. O să mai avem alături pe tenorul Alin Stoica și pe soprana Stefanie Radu, care sunt soție și au așa o apreciere aparte față de această zi și de misiunea noastră. Compozitoarea și cântăreața Feli. Iar un cântec care este dedicat acestui concert. Da. Două inimi. Două inimi, da, exact. De fapt, o să aibă două melodii, dar de fapt pe care le va cânta și m-am bucurat că a spus da, mai ales că vor fi câteva genuri muzicale prezente pe scena operei pe care Antoniu Zamfir, care face regia artistică, așa, eu zic că e un maestru în felul care a așezat fiecare parte din program. Și o să avem și două surprize, fiind surprize chiar nu le pot menționa. Una dintre ele am aflat astăzi și m-am bucurat chiar înainte să ajung aici. A fost o surpriză și pentru dumneavoastră. Și pentru mine a fost. Nu mă așteptam la o anumită confirmare pe care am primit-o astăzi și a trebuit să... Deci nu face parte din afiș? Nu face parte din afiș, dar va participa. Va fi surpriză chiar acolo la concert. Va fi surpriză chiar acolo la concert, exact. Vorbeați de misiune. Care este misiunea dumneavoastră? Care este mesajul galei? Misiunea Life Call este, așa cum ai spus și tu mai devreme, de a sprijini femeile însărcinate aflate în nevoie. Și din experiența pe care am acumulat-o până acum, sunt multe femei care sunt alungate de acasă, de către partenerilor sau chiar de către propriile familii, părinții în speță. Și ajung într-o zonă a constrângerii, nu ții copilul sau pleci, știi? Și alege copilul sau familia, da, sau partenerul. Da, sau pe mine, nu mă iubesc suficient, dacă ții copilul, are loc o tranzacție de genul ăsta manipulativă. Și uneori aceste femei ajung și la noi, le consiliem și se creează un transfer de încredere, mai ales că le punem la dispoziție inclusiv spații de cazare, eu știu, apartamente chirii, pe care le închiriem, unde ele să poată să locuiască și să aibă încredere, să simtă în siguranță că pot să-și nască copiii. Dar știți ce e interesant? Că pe măsură ce înaintează în sarcină sau ajung să nască, familia începe să schimbe atitudinea, începe să se obișnuiască cu, băi, chiar a venit un nepot pe lume sau chiar s-a născut fiul, fiica mea, știi? Și încep să se alăture și să contribuie și ei.
Deci, practic, Gala Bunei Vestiri, ediția de anul acesta, ne dorim să lansăm proiectul construirii unui centru maternal și, cum să zic, am gândit-o la un mod mare. Inițial am pornit de la câteva camere în partea de proiectare cu arhitecții, după care tot am primit așa feedback și am zis, bine, ok, hai să ne lansăm într-un proiect mai mare. Respectiv, centrul maternal, așa cum este proiectat acum, va acomoda până la 50 de femei însărcinate și inclusiv va putea acomoda dacă femeia care este însărcinată mai are alți copii în creștere și cu care este nevoită să plece de acasă. Da, cu tot va putea să stea cu ei, da, așa sunt proiectate camerele. Și respectăm în partea asta de proiectare toate standardele impuse de construirea unui centru maternal. Am vrut să respectăm la literă toate cerințele. Ceea ce este bine, până la urmă, că a fost gândit bine ordinul acela privind construirea centrelor maternale. Și plus facilitățile aferente, pe care acum o parte din ele le putem oferi, o parte nu le putem oferi, dar le putem oferi prin prisma centrului maternal. Ce anume, ce activități, ce metode de sprijin oferiți acum și puteți oferi abia după ce înființați acest centru? În momentul ăsta facem partea de consiliere psihologică, ori de câte ori este nevoie, la cerințele femeilor sau la inițiativa noastră, și asigurăm partea de, eu știu, hrană sau o indemnizație lunară cu care ele se descurcă cu strictul necesar de care au nevoie. Cam asta putem face acum. Acum, cu ce vine centrul maternal în plus? Pe lângă partea de... Bine, oferim și partea de cazare. Dar acum o să oferim o cazare diferită. Este o cazare instituționalizată, dacă aș putea să mă exprim așa, în care ele vor fi într-o comunitate. În momentul de față, ele nu sunt într-o comunitate. Sunt într-o chirie, într-o garsonieră, pe undeva, unde poate nu cunosc pe nimeni din jur. Și aici vor fi într-o comunitate. Iar fiind în comunitate, se vor putea ajuta una pe cealaltă. Se vor putea sprijini, ajuta una pe cealaltă. Vor avea același, adică tot spațiul centrului maternal va fi dotat inclusiv cu zone de lectură, de timp liber. Va fi un loc de joacă pentru copii, atât în interior cât și în exterior. Vom avea o sală de recuperare fizică imediat după naștere. Vom avea partea de consiliere privind nutriție, alăptare, lucru pe care acum nu prea putem să-l facem cu ușurință, așa, de la distanță, mai ales dacă avem cazuri care nu sunt în București, nu sunt peste tot în țară. Așa, și vom avea prevăzut și un cabinet medical, unde vom putea să facem inclusiv consultații ecografice, să vedem în ce stadiu este sarcina, adică la îndemână vor fi toate aceste lucruri. În plus, vom avea și partea de alimentație, deci bucătărie și o cantină, o sală de mese unde vor putea mânca, unde eu, personal, sunt și însărcinată acum, am o raportare sănătoasă așa la hrană și atunci vom merge și pe zona asta de nutriție sănătoasă. Multe dintre ele nu au posibilități și am văzut cam ce mănâncă. Eu pe mine mă sperie un pic, mai ales când știu cât de importantă este alimentația în sarcină, vitaminele și alte aspecte. Plus, un lucru pe care acum încă nu-l putem face la standardul la care ni-l dorim, când copilașul se va apropia de 2 ani, pentru că le vom ține acolo până copilul se va face 2 ani, asta dacă între timp ea nu se reîntoarce în familia de bază, vom face și partea de reconversie profesională, care să se poată angaja, să se poată autosusține. Important este ca aceste femei să fie autonome și independente, nu să depindă de ajutoarele de familie, sociale, de parteneri. Da, la nesfârșit. Proiectul este unul ambițios, este în stare, e la început, da. Acum se pune pe picioare. Tocmai de aceea e nevoie și de sprijin în cadrul acestui concert caritabil. Dacă tot vorbim de cum ajutăm femeia în criză de sarcină, putem vorbi și de un sprijin pe care îl pot da partenerii? Cum pot înțelege mai bine femeia asta? Nu vorbim numai de cum ajutăm femeia, ci și familia, cum să o înțeleagă. Da. Ce trebuie să facă familia pentru a se adapta mai ușor la gândul că fiica lor, de exemplu, să se gândească părinții, fiica lor va naște un nepot? Cum se pot acomoda mai repede cu acest gând și să nu pună presiune pe ea să facă avort, de exemplu, sau să se îndepărteze de ei?
Vezi, aici este un aspect care ține de istoricul familial al persoanei. Mă refer aici la părinți sau la partener. De, de venituri reduse sau nu. E și o gândire? Nu, este vorba de o mentalitate aici. Din punctul meu de vedere. Restul sunt justificări. Că n-am ce să dau să mănânc. Dar aștept că 2 ani poate să alăpteze, știi? În cele mai multe cazuri, femeia poate alăpta. Sau, în cel mai rău caz, nu mai deschizi gura și primești, se găsește cineva să pună la dispoziție un Pampers și un lapte. Și, adică nu există să nu poți. Dar românul are o mândrie. Să nu care cumva să ne știe cineva că suntem sărați sau că nu ne permitem, știi? Deci... Și este o chestiune general valabilă, atât în ceea ce privește partenerul, cât și familiile, părinții mamei respective, femeii respective, de a putea gestiona gândul că în momentul ăla se întâmplă ceva neașteptat, nedorit. Și este aici o raportare la cum gestionezi neprevăzutul, cum gestionezi neașteptatul, cum gestionezi incertitudinea, că tot devine o incertitudine. Noi știm cu toții că ne planificăm vacanțe, foarte puțin plecăm așa spontan, nu știu unde. Sau dacă în programul nostru nu avem clar ce avem de făcut și apare un accident în trafic, cum reacționează cineva? Nu, e un neprevăzut și tentația este să te opui la cel neprevăzut. Sau planul construirii unei cariere, sau poate planul, fi întrerupt. Exact, poate fi întrerupt brusc, poți fi lăsat fără servici oricând, nu? Și atunci omul... într-o primă fază intră în reacție, respinge ceea ce se întâmplă. Dar aminte, când îți vine un test de sarcină cu 2 liniuțe și nu este o chestie de moment ca accidentul, hai că pe ăla mai rezolvi, știi? Ci este o chestiune pe termen lung, dacă se naște copilul, care implică responsabilități, care implică responsabilității, implică resurse materiale financiare, implică o reașezare a spațiului casei, o reașezare a planurilor pe mai multe paliere, dar asta nu înseamnă că aceste planuri nu pot fi acomodate împreună cu copilul care vine, știi? Și de fapt, abilitatea asta de a putea fi cu ceea ce este exact așa cum este, nu are toată lumea. De aici și avem aceste reacții ale partenerilor sau ale părinților, copiilor, fetelor respective, femeilor. Că am întâlnit și la 20 ceva de ani, părinții pun presiune, ce ești, cam tânără, nu acum, lasă mai încolo, știi? Cam asta este poziția. Însă să știi că n-am întâlnit părinți așa care să, după ce se naște copilul sau pe măsură ce înaintează sarcina, să nu se repoziționeze. Dacă la un mic incident care îți deraiază ziua îți ia puțin mai mult să te repoziționezi, îți ia puțin, de fapt, să te repoziționezi, e, la venirea unui copil pe nepusă masă, cum spun oamenii, poate să-ți ia câteva luni. Dar, important e să aștepte să treacă acel moment de panică, acel moment exact. De neștiință, de necunoaștere. Exact. Pentru că creierul oricum este proiectat să caute soluții. Nu vezi, noi când ne confruntăm cu ceva, instantaneu căutăm soluții să rezolvăm, știi? Și atunci, după ce trece panica, oamenii încep să caute soluții. Că aia e, hai să caut o soluție să rezolv, știi? Și am nenumărate exemple. Chiar în 28 februarie, una dintre mămici tocmai a născut. Și, cum să spun, ea a avut nevoie din partea noastră doar de consiliere psihologică. Atât. Partenerul a părăsit-o. Familia, cum să ai copil fără partener? Ea având o situație bună financiară și un loc de muncă foarte bun, dar părinții cu această mentalitate, ce o să zică lumea, știi? Și într-o primă fază s-au opus părinții și noi am tot consiliat, am susținut-o, copilul evident s-a născut și acum unde crezi că este ea după ce a născut? Este la mama ei acasă să o ajute pe prima și toată lumea nu mai poate de dragul copilului, știi? Deci, de asta zic, la un moment dat lucrurile se relaxă. Când vezi un copil că zâmbește și te mai pune și mânuța pe tine, s-a terminat. Zici ce a fost în capul meu, știi? Cei care nu pot ajunge la acest concert caritabil, cum pot susține această cauză? Pot intra pe site-ul nostru, lifecall.ro, și acolo găsesc toate informațiile necesare pentru a dona, fie pentru o cauză anume, fie chiar pentru acest proiect a construirii centrului maternal. Se găsesc acolo și detalii legate de conturile bancale unde pot face o donație. Sau, și mai simplu, un SMS la 8845 cu textul femeie și donați 2 euro pe lună. Renunțați, eu știu, la cafea de dimineață sau la o prăjiturică și puteți să faceți o contribuție recurentă de 2 euro pe lună, așa. Până la urmă se găsește și soluțiile, se găsește și sprijin. Da. Tocmai de aceea
Cei care doresc să participe la concert trebuie să o facă cu tot dragul, să participe la concertul Buna Vestire din 25 martie, de la ora 7, la Opera Națională a României. Da. Vă mulțumim pentru participarea în studioul Jurnalului Trinitas. Mulțumesc și eu pentru invitație.